Salutare lume, bun venit la încă un episod pe canalul Temir C, numele meu este Darius și astăzi doresc să abordez un subiect mai piperat, pot spune, și anume programarea. Alături de mine l-am pe Rares Istok. Salut! El este unul din cei mai buni mentori de pe aici și doresc să vorbesc cu el legat de programare, mai ales începutul lui, cum a evoluat și ce planuri are el de viitor? Planuri de viitor? Nu știu încă. Da. Am început undeva la 14 ani. 14-15 ani. Eu am fost un elev destul de mediocru la școală, liceu, școală primară generală și am zis să... Eu mă jucam foarte mult în perioada aia. Și am zis că dacă tot mă joc atâtea jocuri, de ce să nu încep să și programez jocuri? Și am început cumva să caut ca orice copil care nu știe prea multe. Am căutat How to Build Your Own Games. Și după am găsit un articol pe Stack Overflow, atunci am aflat și eu de Stack Overflow și de Quora. Și scria acolo, but first you need to learn a programming language. Și în mintea mea era, ce aia programming language? Ce aia limbaj de programare? După m-am dus la maică mea și i-am zis să-mi cumpere o carte de programare. Până atunci n-am știut ce carte, ce nivel, pentru ce clasă. Și am zis că tot intram la liceu, am zis pentru clasa noua, clasa noua 10-a 11-a. Maica mea mi-a luat cartea și am început să o răsfăiesc. Puțină istorie și după am continuat să învăț chestii de bază. După undeva la 17 ani am devenit 17-18 ani am devenit mentor și am vrut să da, mi-aduc perfect aminte. Știu că eu mergeam destul de des la Coder Dojo și la fel vreau să învăț programare. Făceam cum ar fi C++ la școală, eu sunt pe un profil real, doar că doream mai mult și m-am uitat pe internet, am întrebat mai multă lume și toată lumea mi-a recomandat, mă, învață Python. Și am avut ocazia să-l cunosc pe acest om mare, pot să spun, care mi-a fost și mentor și am păstrat legătura, chiar dacă eu nu mai practic programarea, să zic așa, în mod agresiv. Dar, mersi. Da, Doro, ai fost în prima mea grupă de ninjas. Am avut, cred că 3-4 grupe și cred că ultima dintre ele au ieșit cel mai bine. Bine, cu timpul, oricum... înveți mai multe, înveți cum să abordezi copiii, că la început nu eram foarte să zic așa drăguț, eram, îți dai seama, fără niciun fel de experiență, nu știam ce subiecte să abordez, nu știam ce topicuri să abordez și am început să-mi iau să-mi fac efectiv scripturi, să-mi fac foi în care scriam tot ce am învățat eu în anii ăștia și după aia am început să le segmentez unele din altele și să-mi fac subiecte cu mai multe topicuri, fiecare una sub alta. Și atunci m-am dus și le-am prezentat. Fiecare conținea, na, proiecte și n-am vrut să mă limitez la proiectele pe care le aveau eu deja la școală. Am vrut să le arăt ceva mai amplu, mai profesional, cumva să zic. Ceva ce i-ar fi ajutat pe termen mai lung. De exemplu, am făcut un fel de Secret Santa generator, dar care făcea să trimite și mail-uri automate colegilor și generatoare de parole și multe altele. Și au fost prinși. Chestia e că trebuie să știi cum să captezi atenția unui copil. Majoritatea copiilor vor să se joace, vor probleme interesante. La liceu toți fac algoritm. Nu zic că algoritmica este rea. Este foarte importantă pentru că îți dezvoltă până la urmă capacitatea de a gândi o problemă, cum să abordezi o problemă, pe ce parte să abordezi problema aceea, să găsești o anumită soluție. Îți dezvoltă cumva capacitatea mentală să gândești, logica în primul rând. Și eu am vrut să combin partea asta de logică algoritmică, dar să fie într-un format care să acopere o gamă foarte variată de
probleme mult mai reale. Real stuff. Am vrut să le arăt real stuff-ul. Nu vreau să mă bag foarte deep legat de ce se întâmplă în momentul de față la școală, doar că majoritatea profesorilor ne predau anumite chestii destul de outdated, care nu o să mai folosesc în ziua de azi și nu servesc nicio problemă adevărată din lumea de astăzi. Și mi pare foarte bine că tu dorești să înveți alte persoane legate chestii de genul, care cum ar fi să rezolvi o problemă reală în lumea de astăzi și împreună cu ninja-ii tăi, să zic așa, faceți o echipă și dezvoltați anumite chestii foarte șmechere. Am văzut câteva proiecte pe care le-ați făcut și chiar m-au șocat. Da, adică sunt perspective diferite. Nu vreau să ofensez pe cineva, nu vreau să blamez cumva. Da, că nu de asta e făcut podcastul. Da, nu vreau să blamez școala. Sunt perspective diferite. Eu am mers pe o perspectivă care să le arate ceva fun. Profesorii la școală se iau după o anumită curiculă, după o anumită programă pe care o stabilesc alți oameni. Eu, având posibilitatea să lucrez la foarte multe proiecte singur și cu alți prieteni de-a mei care mi-au oferit șansa asta, am vrut să transmit mai departe energia asta, am vrut să aduc și eu alți, să vadă și copiii de fapt, să aduc alți oameni care să stea lângă mine și pe care să-i pregătesc. Am vrut ca toată munca din anii ăștia să o împărtășesc cu alți copii, pentru că cumva m-am simțit dator. Eu fiind un elev mediocru și fiind un fel de victimă, să zic așa, al școlii, pentru că nici mie nu mi-a plăcut să învăț. Dar mi-am găsit cumva o pasiune și am vrut să merg doar pe ea. După aia am fost obligat să învăț și celelalte materii ca să trec și eu. Până la m-am luat bacul. Chestia pe care încurajăm pe toată lumea să o facă. Doru, tu ai bacul peste câteva luni. Da. Încurajez și eu mai departe. Totuși am vrut să nu fiu exact ca și profesorii mei. Am vrut cumva să stau în fața oglinzii și să zic că eu nu voi ajunge așa. Am vrut să fiu un model pentru ei. Tocmai de-aia am păstrat și o legătură mult mai strânsă la nivel emoțional cu ei, în sensul că ei puteau să vină la mine să vorbim despre orice tip de problemă. Că era problemă de familie, că era problemă sentimentală, i-am înțeles întotdeauna. Out of context, când da. Lucram și programare. Corect. Tu, pe lângă faptul că erai un mentor, erai un foarte, și încă ești, de fapt, stai, scuze, ești un foarte, foarte bun prieten și chiar îți pasă de oamenii din jurul tău. Și, crede-mă, ești foarte apreciat pentru chestia asta. Să mai vorbim de creșterea ta, să zicem, pe partea profesională. Din câte am înțeles, după ce ai terminat liceu, te-ai băgat la o facultate pe care ai părăsit-o la un moment dat și te-ai dus în altă parte. Ne poți spune mai multe despre asta, te rog? poveste super amuzantă. Da, am terminat liceul la profilul real, am intrat la și după am părăsit facultatea și am mers la altă facultate. Na, a fost cumva visul meu să ajung la facultatea respectivă. Eu cred că facultatea e cumva un avantaj și nu o necesitate în domeniul respectiv ca să poți să te dezvolți, ca să poți să crești. Sincer, eu o văd mai mult ca pe un loc unde să schimbi perspectiva, să împărtășești niște momente cu niște oameni. Mai mult te axează pe cale socială. Foarte puține facultăți am văzut că pun punct pe calea profesională. Mai sunt profesori care se interesează și îți oferă oportunități de joburi sau îți aduc conținut care este up to date. Am avut și eu foarte mulți profesori de genul și le mulțumesc foarte mult că au respectat cumva curicula respectivă și că au vrut să avanseze, pentru că și tehnologia a avansat în ultimii ani. Facultatea în momentul ăsta eu nu o fac practic pentru mine. Mă bate maică mea la cap să o fac și să-mi iau o diplomă. Eu, din punctul meu de vedere, nici măcar n-aș fi făcut facultatea, dar politica multor corporații implică cumva ca tu să ai studii superioare terminate.
și nu aș fi putut să n-o fac. Plus că vreau să mă și specializez pe chestia asta și am nevoie de o licență ca să mă duc să fac și un masterat. Dar masteratul sigurat o să-l fac afară din țară. Cam atât, ce pot să zic mai mult despre facultate. A fost o experiență frumoasă un an. Am întâlnit oameni minunați, colegi foarte ca lumea. Cu câțiva din ei mai și păstrez legătura. Și acum mă concentrez mai mult pe lucru. Deci, cum ar fi, ca să iau așa viața ta într-un fel de la zero, viața ta profesională, a început de mic, în clasa noua, în a noua te-ai gândit că e ok să încep cu programarea. Cam așa, da? Bun, ai învățat Python, după aceea te-ai dus la Codor Doge, ai mentorat acolo, ai ajuns la facultate. Acum ești în anul 2, corect? Da. În anul 2. Într-un fel tu ai o viață aproximativ ca și a mea. Ne-am dezvoltat într-un workspace și datorită ce persoanelor din jur ne-am dezvoltat pe temele respective. Cât de benefic crezi că este acest workspace pentru tine? Dar orică vorbim de TMC, orică vorbim de hub, orică vorbim de orice altă chestie. Workspace-urile sunt un loc în care, sincer, din punctul meu de vedere, te dezvolți foarte mult profesional. Numai pentru că intri într-un cerc nou de oameni, ci ca cei oameni care stau lângă tine, în mod cel mai sigur vor avea aceeași pasiune cu tine sau vor fi cel puțin din același domeniu. Da, și atunci tu cumva vei da vei da cumva de mai multe tipologii de oameni și mai deștepți decât tine și mai puțin experimentați ca tine, care cumva cei mai neexperimentați, cum am fost și eu când am ajuns aici, vor să ajungă ca și cei care sunt foarte deștepți sau foarte experimentați. Și atunci cumva în interiorul tău se creează o stare de genul, ok, vreau să ajung și eu ca și omul ăla, dar ce trebuie să fac? Trebuie să învăț cât mai mult. Și atunci workspace-urile sunt foarte bune, că întâlnești mulți, mulți oameni și poți să împărtășești lucruri cu ei despre domeniu. Tocmai aia nu mi-a plăcut foarte mult la liceu, că nu prea aveam cu cine să vorbesc despre pasiunea mea. Și atunci cumva eu, când am ajuns la hub, respectiv TMC, și am întâlnit atâția oameni, mi-am dat seama că sunt în cercul care trebuie. Oameni cu care am crescut împreună la nivel profesional, oameni care m-au ajutat să mă dezvolt, care mi-au dat cumva puterea să învăț cât mai mult, și le mulțumesc. Cam aia ar fi concluzia. Știu că mie, de exemplu, cel mai mult într-un workspace, nu-mi place fix momentul acela în care lucrez la chestia aia. Îmi place momentul acela când ai o problemă și te duci la bucătărie, te duci la o cafea, începi să vorbești cu alte persoane și dezbateți împreună problema aceea. Momentul acela în care vă puneți mai multe persoane minte la contribuție pentru rezolvarea problemei mi se pare prea genial și prea interesant. Altă chestie pe care eu chiar doresc să o discut e faptul că există anumiți părinți care își obligă copiii să meargă, să facă, uite, du-te acolo la... fă programare, că acolo se fac bani. Ce părere ai tu de chestia asta, cum ar fi părintele să-ți dicteze viitorul? E un subiect pe care eu nu prea ar trebui să-l discut în fața camerei, pentru că mă trigui foarte repede când aud despre chestia asta. Da. Măi, când i-am zis la maică-mea că eu vreau să dau la să fac programare, maică mi-a urât prima oară. Știind că eu am fost un elev foarte mediocru, maică mi-a zis, tu, făcând programare, matematică, tu te băte aici, știi? Și după aia am zis, na, bine, bine, o să vezi tu, da, las, îți dau timp. Mulți părinți își obligă copiii să aleagă această cale profesională pentru că, în primul rând, vor să ajungă și cineva, în sensul că vor să aibă un viitor stabil, vor să aibă un venit financiar, care o stare materială, o stare financiară, un venit care să le confere aproape toate posibilitățile ca să trăiască o viață decentă. Și ei cumva, cum nu au încredere în celelalte profesii pentru că le consideră mult mai neglijate și mult mai neapreciate, atunci ei își obligă copiii să urmeze această cale. Eu cred că e ceva greșit, în sensul că eu ce-aș face dacă aș avea un copil, eu l-aș susține în orice situație. Și dacă vrea să devină toboșar, chitarist, artist,
gunoier. Lasă, lasă, există cazuri. Există am, cazuri. Am, de exemplu, un văr care chiar vrea să conducă locomotivă. Na, fiecare... Asta e film, asta e... E filmul lui, așa, înspre chestia asta vrea să... Asta vreau să susțin și eu. Vreau cumva să-și dea seama și părinții respectiv, pentru că nu contează numai și starea, și starea financiară, contează foarte mult și calea pe care urmează copilul să-i și placă. Chestia e că era o vorbă că dacă faci ce-ți place, nu o să lucrezi nici măcar o zi, pentru că o să, întotdeauna o să te simți foarte confortabil la locul de muncă. Tocmai de-aia mi-am ales eu jobul ăsta și profesia asta, pentru că mie mi-a plăcut să stau la birou și să... gândesc tot felul de probleme. Da. Chiar dacă mi-a fost greu în unele cazuri și a trebuit să învăț mult, am făcut-o pentru că mi-a plăcut. Și nu aș vrea să găsesc oameni să fie într-o situație ca părinții să-i oblige să-și aleagă o anumită cale profesională. Ar trebui ca ei să-și o descopere în timp. Sunt complet de acord cu chestia asta. Bun, dar să zicem, avem subiectul acesta. Există un copil care, bun, vrea să învețe programare, învață la școală ceva, dar vrea mai mult. Care sunt sfaturile tale referitoare la dezvoltarea acestuia? Cum ar fi, de unde să învețe el? Știu că există cursuri pe Udemy, Skillshare sau alte chestii, dar vreau să aud părerea ta. Sincer, eu cum am început a fost să caut pe internet. Așa le recomand și lor. Acest domeniu, în principiu, se bazează pe foarte mult researching. Eu întotdeauna ce elevi am avut, ce cursanți am avut, pentru că am ținut și traininguri, întotdeauna am vrut să învăț să fie self-educated, să fie autodidacți. De ce? Pentru că în domeniul ăsta, dacă tu nu ești cumva autodidact, nu vei reuși foarte mult. În sensul că sunt foarte multe lucruri de învățat. Și... eu ce recomand e să încerci din fiecare. În sensul că trebuie să existe o anumită bază la început. În sensul că mai întâi trebuie să înveți concepte de bază. Pentru că cumva să-ți stabilești fundația de bază. Conceptele cele mai importante la nivel general, prin care să evidențiezi că ai niște cunoștințe de bază ca după să avansezi mai departe. Păi na, să înceapă puțin să citească câteva pagini despre cum a început de fapt programarea, ce principii are programarea, principii de automatizare, de ce se face în primul rând programarea, niște personaje mai faimoase care au contribuit foarte mult la dezvoltarea acestei industrii. După să înveți un limbaj de programare, foarte important, un limbaj ușor, un limbaj care să-i treacă cam prin toate conceptele de care au nevoie să avanseze, cum ar fi să încerce mai multe paradigme de programare, cum ar fi programare procedurală, să meargă spre partea de OOP, să meargă spre partea funcțională, să abordeze cât mai multe subiecte și topicuri despre programare generală. Pentru că, practic, aia e baza, e fundația care stă asupra totului. Algoritmica. Algoritmica este foarte importantă. Algoritmica îți creează foarte mult capacitatea de a gândi probleme și ușoare și grele. Adică cumva îți antrenează logica foarte mult. Și unele probleme sunt și pe bază matematică. Deci o să-ți antreneze logica foarte, foarte mult. O să-ți dezvolți un skill de a rezolva probleme. Și asta se și caută la un job. Posibilitatea ta de a... cum abordezi de fapt o problemă? Cum o rezolvi? Ce cazuri ai găsit? Cum poți să o abordezi? Din mai multe perspective. Cum poți să o optimizezi? Și algoritmica se aplică cam peste tot. Algoritmica e de fapt cum pui tu bazele unei soluții asupra unei probleme. După ce termină cu programarea la nivel general și învață conceptele, pentru că până la urmă limbajul de programare pe care tu îl înveți este doar un tool, e doar o utilitate, tu o folosești ca să comunici de fapt cu un calculator. Adevărata ta capacitate și putere este de fapt este puterea ta logică. Cât de bine gândești. Știind conceptele și știind să scrii într-un limbaj de programare, restul sunt doar if-uri, else-uri și clase și chestii de genul. După ce un tânăr a ajuns la stadiul ăla în care să știe deja programare, eu recomand să se specializeze. În sensul că programarea în zilele de astăzi nu o să te ajute foarte, foarte mult, pentru că trebuie cumva acum să te ramifici. Și ce implică asta?
Ramificarea implică să te dezvolți pe o anumită specializare. Uite cum există oameni care sunt specializați pe AI. Adică ai învățat atâtea concepte până acum și acum ar trebui să te focusezi. Este greu pentru că cere timp. În sensul că tu ar trebui să te focusezi, să încerci din toate. Eu am încercat mobile development, am încercat networking programming, am încercat web development, am încercat game programming și până la urmă am ajuns să-mi placă ceva. Și acum profesez. Copiii trebuie să încerce de toate. Să meargă și pe AI, să facă machine learning, să facă networking, să învețe administrarea de servere, să învețe DevOps, să învețe practic ce se cere acum pe piață. Software engineering, back-end developer, front-end developer, engineers. Practic ei acum, după ce au învățat atâta și în liceu, ar trebui să se specializeze. Să încerce într-o zi, să încerce o săptămână, că eu așa am făcut, am încercat o săptămână, două, web development, bun, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, asta e, după a început să-mi placă, networking, mi-a plăcut la nebunie, mobile development, nu mi-a plăcut, sincer, nu mi-a plăcut, nu știu, n-am văzut interes în a programa aplicații de mobile, și tot așa, foarte mult research pe net, poți să cauți orice, de obicei să te uiți la soluții. Majoritatea lucrurilor pe care o să le înveți, o să le înveți lucrând. Sincer, lucrând la proiecte, te dezvolți cel mai frumos, din punctul meu de vedere. Pentru că proiectele, cumva, automat printr-un proiect îți vin și challenge-urile. Prin challenge-urile alea, automat înveți. Pentru că tu neștiind să rezolvă o problemă, cauți în draci. Cauți peste tot. Stack Overflow, Quora, Google, peste tot încep să cauți. Cum să rezolvi problema asta? Pentru că sunt probleme specifice. Cum o rezolv? Na, bun. Automat când ai învățat să o rezolvi, ai învățat un lucru nou. Eu am întâlnit foarte mulți tineri care nu codează prin simplul fapt că lor le frică să strice chestii. Am fost și în situația asta. Mi-a fost frică să codez la un moment dat. Pentru că mi-a fost frică de eșec. Dar m-am trezit și automat cel mai bun mod prin care să înveți este eșecul. Te lovești de o anumită problemă încercând să o rezolvi și observi că stai ore, zile, poate săptămâni să o rezolvi. Dar până la final o să o rezolvi și în momentul ăla o să înveți ceva, cu siguranță. După le pun întrebarea multor tineri, ok, dar la lucru ce o să faci? Mai bine îți permiți, acum cât nu lucrezi, să strici lucruri, să încerci diferite metode, să abordezi multe probleme, să te lovești de probleme, să ai eșecuri. Și la lucru vor exista eșecuri. Dar acolo e o diferență mare. Acolo lucrez pe bani, lucrez pentru companie, efectiv cu colegi, cu manageri. Și nu poți să-ți permiți efectiv să greșești, da. Acolo. Pentru că acolo când ai, tu greșești, pierde firma. Da, ai foarte multe responsabilități în cazul acela. Și mai bine te lovești de chestii cât nu ești angajat, ca să înveți. În concluzie, eu recomand multor tineri să o ia așa, internet, proiecte și cărți. La școală, măcar să învețe. Adică, hai mă, profesorii chiar își dau sufletul să învețe. Chiar dacă ei respectă o anumită curriculă care e destul de învechită, măcar încearcă, sincer. Mulți sunt care și-ar da interesul să învețe tinerii. Eu mi-am dat interesul pentru că am vrut cumva să sparg bariera asta și să aduc knowledge nou. În sensul că am vrut ca tinerii să învețe altceva. Da, și ai făcut chestia asta foarte bine. Cel puțin cât ai fost mentorul meu, chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult cum îți predai tu, ți-ai predat toate lecțiile. Dar dacă e să vorbim acum, clar, uite, a trecut 2018, suntem în 2019, după părerea ta, spune-mi care ar fi cel mai relevant limbaj de programare din momentul actual? Și cam ce se folosește în momentul de față. Că uite, eu am pierdut sincer firul. Eu mă ocup de foto-video. Mă întreabă orice, știu să spun orice legat de foto-video. Dar uite, sunt foarte curios acum de programare. Ce limbaj se folosește în momentul de față și de ce? Wow. E destul de greu, știu. Sunt o groază de răspunsuri în momentul ăsta. Site-uri sunt pline cu statistici legate de anii trecuți, anii ce o să vină, anul actual, 2015-2016. Deci vine așa, eu ce am văzut foarte mult că se cere pe piață la momentul ăsta e JavaScript-ul. JavaScript-ul
nu nativ. JavaScript, framework-ul de JavaScript. Angular, React, Node.js. Cum e și pe partea de backend, cum se poate aborda proiecte de backend, e mult mai relevant ca o echipă să fie frontend plus backend JavaScript, pentru că altfel este comunicarea. În Timișoara, încă o chestie pentru cei care nu știu, Java nu este egal cu JavaScript. Nu sunt două chestii complet diferite. Hai că chestia asta o știu. Da. Chiar dacă nu sunt din domeniu, chestia asta o știu și probabil știu că am avut problema asta la început, că nu, mamă, JavaScript. Da, e doar o coincidență de nume. Da. Sunt total diferit. Da. Uite, Python foarte, foarte mult în America, foarte mult Python. Anglia, foarte mult Python, JavaScript. Python, machine learning, numărul 1, sincer, foarte mult machine learning în Python, AI. Networking programming iar în Python se poate face. C-ul, ce am mai văzut eu în C, game development se mai face și C++, game development-ul foarte mult, automotive-ul, modelare și cam atât, grafică. Na, Java, foarte mult am văzut Java în Timișoara. Acum, la nivel global, nu știu ce să zic, eu acum am văzut Go Language. 2009, e destul de recent, se folosește și mai mult pe parte de networking și părți de concurrency pentru high load și chestii de genul, doar că îl învăț că îmi place mie și că vreau să am ceva challenge nou. Cam atât. Ok. Cred că ar fi cazul să încheiem și acest videoclip. În concluzie, acesta a fost videoclipul nostru despre, de fapt, al lui, că el vorbea... Adică meu, bă, nu știu, mă echipa aici. Videoclipul nostru despre programare și sfaturile lui Grasu. Grasu. Rareș. Grasu. A, da. Nu mai umblați cu prieteni cu care să vă drogați și să fumați. Și luați-vă prieteni care să vă ridice statutul și să cumva să fiți, să vă doriți să ajungeți la fel de tari ca ei. Da. La nivel de cunoștințe și la nivel profesional. Pentru că chestiile de genul sunt doar de moment. După starea ta, statutul tău social și statutul tău social va fi determinat de statutul tău financiar până la urmă. Da. Și urmați-vă visele. În final, numele meu este Darius. El e, cum am spus, Grasu. Iar tocmai ce am terminat acest videoclip. Te mirce, vă pupă. Peace out. Peace.